Astăzi vorbim despre un subiect foarte interesant și puțină lume știe că în 1971 a avut loc o mare epidemie sau pandemie de gripă care a afectat întreaga lume. Ea a început în 1968 și venise tot din China. Puțin știu că și România a fost afectată de această pandemie în 1971 și se pare că Nicolae Ceaușescu a încercat să gestioneze situația cerând ca motivele deceselor, precum și numărul real al bolnavilor și al morților, să fie secrete. În toamna lui 1971, România era lovită de o cumplită gripă care a îmbolnăvit mii și mii de oameni. Așa cum s-a întâmplat și în China și în țările din Europa, numărul real al persoanelor afectate și al deceselor nu a fost publicat, ci a fost ținut secret. Dar să vedem cum a pornit toată această pandemie. În 1968, o pandemie puternică de gripă a plecat la drum din Hong Kong. De aici a ajuns în Singapore și Vietnam. Trupele americane au dus-o pe teritoriul SUA. În 1970, 12 state SUA se aflau încă în carantină. A trecut Atlanticul și în 1971, când făcuse deja 1 milion de morți, a ajuns și în Europa. Elveția și Finlanda au anunțat primele cazuri în august 1971. În Ungaria, de pe 1 septembrie până la finele anului, au fost 500.000 de persoane contagiate. Țara noastră a fost lovită în primele zile ale lui septembrie 1971 în centrul ei, în județele Sibiu și Brașov. Pentru că în România, dar și în Polonia, au mai existat două valuri anterioare, cele din 68-69 și 69-70, autoritățile nu s-au speriat la început. Numai că vorbim de un alt tip de gripă, se formase dintr-o tulpină H3N2 a virusului gripei A, descendentă din H2N2, prin schimbare antigenică. Un proces în care genele din mai multe subtipuri au fost reasortate pentru a forma un virus nou. În numai câteva zile, pandemia venită din Ungaria cuprinde toată România, dar și o mare parte din Bulgaria. Pe 15 septembrie, la Iași, se consemnează deja 405 cazuri, dintre care 34 de copilași între 0 și 4 ani. Avansează incredibil. În octombrie 1971, numai în județul Iași sunt înregistrate 5238 de cazuri. La București, vârful este considerat 20 octombrie, în timp ce în Moldova, a doua săptămână din luna noiembrie, cu 3725 de cazuri. În București se moare din cauza gripei, dar cazurile sunt ascunse de regimul Nicolae Ceaușescu. Iată ce povestește nepoata unei femei. Bunica mea avea 47 de ani în toamna lui 1971. Două săptămâni s-a simțit rău, cu febră și gripă. Nu se comunica nimic, nu aveai voie să te plângi. După 14 zile era aproape o legumă. Mama a chemat salvarea, avea și o fetiță de 2 ani, sora mea. Îi era teamă. Echipajul a venit, a spus că e caz de internare, au plecat către spital. Pe atunci, ca să ieși din Chitila, stăteai la barieră, nu era pasaj. Au așteptat acolo cu bariera pusă jumătate de oră. Da, 30 de minute. Bunica s-a stins în salvare de gripă pe drumul spre București. Nu avea antecedente medicale, era sănătoasă tun. Nu i-au făcut autopsie. Mama a primit sicriul și actul de constatare al decesului pe care scria infarct miocardic. Rememorează acele vremuri nepoata acestei femei moarte la 47 de ani. Numărul morților a fost mult mai mare. Nu a existat norme de protecție. În București, gripații au mers la locurile de muncă până în momentul în care nu s-au mai putut ține pe picioare. Cea mai afectată zonă a fost cea a Moldovei, mai ales Iașul. Din septembrie până pe 30 noiembrie, oficial se vorbea de 13.525 de persoane ajunse la spital cu gripă. Virusul lovește toate categoriile de vârstă din regiune. 1.808 copilași cu vârste între 0 și 4 ani, 2.611 între 5 și 14 ani și 9.106 peste 15 ani.
Ca și în cazul epidemiei de coronavirus, bătrânii au fost cei mai afectați. Autoritățile nu au raportat mare lucru, dar Organizația Mondială a Sănătății a păstrat toate datele. Pandemia a pierdut din forță la finele lunii 1971, deși cazurile răzlețe aveau să fie notate până în primăvara lui 1972. Am atașat paginile de la Organizația Mondială a Sănătății, care prezintă numărul cazurilor. Se pare că Ceaușescu nu a declarat din cauza temerii lui că populația s-ar panica. Strategia adoptată de Nicolae Ceaușescu de a falsifica cauzele multor decese din perioada aceea, cele mai multe erau trecute la infarct. Pandemia de gripă a început în Hong Kong, s-a extins către Singapore și Vietnam, făcând zeci de mii de victime. În România, șirul îmbolnăvirilor, așa cum am spus, începuse la Sibiu, apoi Brașov. Interesant este că cu doar două luni înainte de a izbucni pandemia de gripă în România, Nicolae Ceaușescu mersese în vizită în China, Coreea de Nord, Mongolia și Vietnam, țări în care pandemia se instalase deja de luni bune. Tocmai de aceea, mai mulți medici români au lansat ipoteza că Nicolae Ceaușescu și delegația lui ar fi adus gripa în România. Este doar o ipoteză.